Am revenit, doamnelor și domnilor. Suntem în această seară împreună cu domnul consilier Gavrila Saloș. Vorbeam înainte de pauza publicitară, domnule consilier, despre locurile de muncă. Un subiect important și poate nu suficient de mediatizat la nivelul orașului Reghin. Sigur că da. Crearea de locuri de muncă bine plătite aduc bunăstarea populației unei localități. Este o preocupare constantă a Consiliului Local și a administrației noastre așa această chestiune. Niciodată nu a existat că vreo societate comercială care a avut ceva probleme în Reghin, care dorea să creeze locuri de muncă, să nu fi fost sprijinit de către primărie. Cu crearea unui drum, cu orice alte probleme sau a mai avut nevoie de să concesioneze un teren pentru extindere, oricând au fost ajutate. În Reghin, părerea mea este că nu lipsa locurilor de muncă, locurile de muncă destul de prost plătite sunt. Una din consecințe este și faptul că în industria de prelucrare a lemnului și în industria mobilă salariile sunt destul de apăsate. Reghinul fiind nu pot să zic monoindustrie, că totuși există un IRUM care e o altă latură al acestei industrii, dar majoritatea întreprinderilor sunt de prelucrare a lemnului și de mobilă. Aici este o problemă. Noi deja în 2005 sau în 2006 am declarat zonă industrială, zona care este vis-a-vis de fosta fabrica de bere, unde așteptăm oricând investitori. Suntem dispuși și bucăți mai mici, bucăți mai mari, să facem și infrastructură dacă e nevoie. Dar acum chiar că este un regres în toată Europa în investiții. Pe acea zonă, deci primăria este deschisă, dacă va exista, sigur că da. Pe infrastructură, pe canalizare, pe apă, pe utilități. Exact. Deci asta sunt, până la nivelul ăsta putem ajuta noi și sprijini un investitor. Mai departe nu mai putem crea facilități pentru că nu permit legile noastre. Suntem la marginea legii, exact cum am fost și cu problemul. A mai fost un subiect tabu, dacă... cu siguranță telespectatorii și aduc aminte subiectul metal, care tot sigur, așa... e în același proces, da, sigur că da. Dar aici, îmi dați voie, dacă tot am discutat de procese cu DNA, vreau să vă spun că toate investițiile noastre mari au fost verificate de DNA, toate dosarele, am avut 28 de cercetări a DNA-ului asupra investițiilor pe care le-am făcut, din 28 de dosare controlate, care a însemnat mers la DNA, dat declarații, întrebări, martori, sute de oameni, poate 200 de oameni care au dat declarații surprinzătoare și corecte și de toate felurile. S-a intentat împotriva Consiliului Local și al primarului Noi Andraș două procese, din care una deja achitare, și am rămas acum în curs de soluționare acest schimb de teren. Deci putem spune că controlul DNA-ului, care a fost un control pe care n-am avut ce comenta, a demonstrat faptul că s-a lucrat corect în administrația Noi Andraș. Domnule consilier, inevitabil trebuie să abordăm și acest subiect. Urmează alegerile. Cum stați? Sunteți cu temele făcute? Domnul Ilisan, noi suntem în această campanie electorală, noi din altă postură îl atacăm decât ceilalți competitori. Pentru că noi, având o administrație în exercițiu de 8 ani, noi avem rezultatele clare în fața populației. Noi nu mai putem veni cu, așa cum se vine în campanie electorală, se promite că se va face și se va sparge și totul o să fie numai lapte și miere. Pe noi ne cunosc reghinenii, știu ce am făcut și am și arătat ce dorim să facem. Eu consider că, așa cum dorește și domnul primar Noi Andraș, doar vom aduce la cunoștință că dorim din nou să câștigăm acest fotoliu de primar și în consiliu, dacă se poate și mai mulți consilieri, și vom încerca proiectele pe care le-am început să mergem înainte cu ele, iar în campanie electorală vom transmite și proiectele pe care le dorim în viitor. Cum evaluați șansele în alegeri? Șansele în alegeri, eu cred că
domnul Alianraș are șanse reale să câștige din nou primăria, deși prima dată am spus că poate nu va mai candida, dar hotărârea este fermă, trebuie să candideze și va candida, este o hotărâre comună. Sunt proiecte multe începute care trebuie pornite. Greu am început așa cum am început și am cerut scuze că un pic am vorbit pentru prima dată după 8 ani de trecut despre cei care au fost înaintea noastră. Am pus Reghinul în mișcare, Reghinul merge într-o direcție bună, apreciată chiar și de oamenii de presă pe care dumneavoastră i-ați adus în studio și mi-a plăcut foarte mult că am auzit despre oameni specialiști care au afirmat că direcția de dezvoltare a Reghinului este bună. Am ajuns într-o direcție unde putem avea speranța că se va câștiga alegerile. Cum ați evalua la o primă măsurătoare șansele celorlalți competitori, pe ansamblu, să spunem? Am intrat în perioada deja a febrei campanii electorale, unde deja s-au făcut câteva afirmații care sunt chiar înfiorătoare și te sperie. Se intre în zona populismului, se promite la om orice. Ceea ce dorește omul să audă, aia îi spun. Ceea ce omul, având interesul mic al lui personal, îi place. Dar acel interes nu este în interesul orașului. Aici este populismul. De exemplu, unul dintre candidați a afirmat că ce e păcat s-au dărâmat și căbănuțele, că erau locuri de muncă și așa mai departe. Noi considerăm că căbănuțele erau rușine în municipiului Reghin și cu garajele din spatele lor. Acel loc trebuia curățat și când acest proiect va fi gata, atunci se va convinge toată lumea că, într-adevăr, e direcția în care se dorește dezvoltarea municipiului Reghin. Au fost în ambele campanii precedente, a fost o strategie a dumneavoastră de a nu face promisiuni electorale fără acoperire? Pe sigur că da. De aceea am spus, în campanie electorală noi vom prezenta exact o situație. Ce am promis, ce am făcut, ce dorim să facem. Și clar, fără să intra, noi nu dorim să intrăm în conflict cu ceilalți competitori. Fiecare, de fapt asta e esența democrației, fiecare are dreptul să aleagă și să fie ales. Fiecare are dreptul să facă parte dintr-un partid politic și e dreptul lui să fie asta. Dar noi vom respecta pe fiecare candidat, noi mergem pe drumul nostru, pe care, mai repet încă o dată, am demonstrat și cred că e drumul dorit și de Reghineni. Mai ales că acum am intrat la o etapă unde sper că ajungem la faza în care nu numai că se înfrumusețează orașul, va fi un oraș mai cald, mai plăcut, mai uman, mai ușor de circulat. Chiar despre capitolul ăsta n-am vorbit, despre proiectul acela care din nou îmi place foarte mult și cam un an de zile a durat până am hotărât pe sării și intrare Unirii. Aici facem sensul giratoriu, acolo facem. Aici, da, lărgim podul, nu lărgim podul. De exemplu, un studiu de trafic a ieșit că această zonă este cel mai greu circulabil în municipiul Reghin și creează cele mai multe probleme. Deci asta a fost motivul că s-a investit acolo. Nu că ne-a venit nouă să facem un sens giratoriu. E foarte important ca populația să știe că aceste investiții au pornit de la baza unor studii profesionale. Sigur că da. Și pe baza studiului de trafic, care a indicat acest punct. Asta este punctul nevralgic și culmea este, încă o chestie foarte interesantă, în studiul de trafic a ieșit că nu camioanele care tranzitează Reghinul aduc cele mari probleme în traficul din Reghin, ci traficul haotic, fără nicio gândire, care este cu mașinile noastre. Asta creează cele mai mari probleme. Sigur că i-au stat, a măsurat câte mașini pe ore și măsurători. Sigur că da. La capitolul neîmpliniri, domnule consilier, ar putea fi șoseaua de centură? Sigur, e discutabil, au existat proiecte, discutam o dată și domnul cu domnul primar. E vital, e primar, da, pentru oraș această șosea.